it back again, obviously then press it back, and then it returns it to the height it was. Going through the controls. Okay, so let's start the program. All good, set up to go. Bună ziua! Astăzi conducem noul Mercedes Actros fără oglinzi. Am urmărit câteva tutoriale, am văzut cum funcționează toate setările, am învățat să folosesc oglinzile și vom conduce câteva sute de kilometri să vedem cum se comportă și cât de ușor este de condus fără oglinzi. Să vedem ce o să iasă. Ok, deci am ajuns cu camionul în siguranță, am condus fără oglinzi, cu monitoare. Aș mai conduce așa ceva? Poate în timp te obișnuiești cu noua tehnologie, dar nu aș conduce așa ceva, pentru că în timp ce conduci, în loc să te uiți la drum, ai un monitor în fața ta pe care rulează niște imagini. E ca și când ai avea un joc video sau un film în timp ce tu încerci să te concentrezi la drum. Siguranță, îți aduce punctul mort al camionului, al oglinzii, ți-l mărește și îl aduce foarte aproape de fața camionului. Efectiv, tu ai la un metru, 2 metri în fața ta, ai un unghi mort în care nu vezi. E destul de mare. Pe când cu oglinzile convenționale, acel punct mort în care tu nu vezi este mult mai departe, la 4-5 metri distanță de camion, ceea ce îți dă o siguranță mai mare dacă un pieton vrea să traverseze strada. Confort e ok, e Mercedes. Sistemele de bord toate sunt pe tabletă, toate sunt ok, te poți obișnui cu ele, nu e foarte greu dacă ai un pic de cunoștințe, ai un telefon, un smartphone, o tabletă pe care ești obișnuit să lucrezi, e în regulă, sunt destul de simple. Dar din punct de vedere al siguranței, al oboselii ca șofer într-o cursă, când trebuie să mergi pe drumuri naționale, autostrăzi, trafic intens, sensuri giratorii, te obosește foarte mult. Aș mai conduce un camion Actros fără oglinzi? Nu. N-aș putea să-l conduc zi de zi în condiții de trafic normale, doar dacă ar avea oglinzi afară. Astea fiind spuse, aceasta a fost părerea mea. Aștept comentariile voastre să îmi spuneți și voi ce părere aveți. Ați conduce o mașină, un camion cu monitoare interioare înăuntrul cabinei, în loc de oglinzi convenționale în afara cabinei. Voi ce părere aveți?